Bună dimineața! Mamă, ce lumină puternică! Bine ați venit la un nou episod Trend Challenge, suntem la cabană. Pentru că stă să înceapă sezonul de schi, în caz că vă aventurați la cabană, ne-am gândit să vă propunem trei ținute. Prima ținută, cea de mic dejun, precum se vede. Practic, I woke up like this. Și nu exagerez, aceasta este ținuta mea de mic dejun. Am coborât din pat, sunt în pijamale și mi-am pus acest plover sau pardesiu tricotat, care îmi place extrem de tare și care mă ajută să trec cu bine peste răcoarea dimineții. Bianca, e gata omleta? Imediat, mai întâi cafeaua și ceaiul. Eu pentru micul dejun m-am îmbrăcat casual, practic. Un pulover tricotat, o pereche de pantaloni în care am dormit și știu că o să-ți spuneți nu, nu se mai poartă și sunt atât de urâți, dar sunt atât de frumoși, atât de călduroși și atât de utili, încât asta port dimineața. Cizmulițe îmblănite. Ne scuzați un pic, mergem să ne aranjăm, să ne terminăm ceaiul și revenim cu ținuta de zi. Cum adică nu suntem aranjate? Haide, că nu suntem. Bianca nu a fost gata cu omleta, astfel încât ne-am hotărât să ieșim din casă și să luăm prânzul în împrejurimi, iar pentru asta am ales o ținută la fel de comodă. Eu am ales un plover rochie, o pereche de botine îmblănite, o vestă îmblănită și o căciulă haioasă și abia aștept să vedem ce găsim în împrejurimi. Pentru ținuta mea de brunch am ales să fie un pac așa un pic rustic cu urban și am ales o pereche de încălțări impermeabile de data aceasta în caz că plouă, dar și îmblănite, o pereche de pantaloni din tricot care să-mi țină cald și un pullover. Pentru că tot vorbim în fiecare emisiune despre cum să îți alegi hainele, probabil că un punct foarte important ar fi să discutăm despre cum poți să ai grijă de ele. Pentru că amândouă purtăm tricoturi, am ales noul Perfol, chiar în Ripper, care are grijă astfel încât hainele astea să nu se scămoșeze și să se păstreze într-o stare cât mai bună. Nu uitați să ne lăsați comentarii și să ne spuneți cum aveți voi grijă de hainele voastre și puteți să câștigați un kit de la Perfol prin tragere la sorți. După ce am vizitat tot ce era de vizitat, acum ne pregătim pentru o petrecere în cabană. Ne-am gândit că dacă tot facem petrecere la cabană, să nu ieșim tocmai în training așa cum facem de obicei și ne-am dat puțin silința. Eu am ales o ținută all denim și cumva amândouă suntem în filmul ăsta de western puțin. Fustă din denim, cămașă din denim și o curea care întregește lucrul și sunt gata de petrecerea. Și eu sunt gata de petrecere, mi-am pus chiar și pălărie pentru asta. Și așa cum a zis Bianca, am optat pentru un look western, de la ciocate la jeans închiși la culoare, poncho și ploverul acesta cu detalii geometrice. Toate mă duc cu gândul la vestul sălbatic, dar mă pot distra oriunde îmbrăcat așa. Noi mergem la petrecere, voi nu uitați să ne lăsați comentarii și puteți să câștigați kitul de Perfol. Ne vedem săptămâna viitoare. Pa! Ciao!